Ramona, pentru vești, măcar pământul să se supere de apă, să se sature de apă, că vara asta s-a cam servit și nu apă. Apropo de apă și alte lichide, profesorii Trăzniți au venit alături de noi, au venit savanții, Crista e și ea. Bună dimineața! Bună dimineața! Și uitați! După cum vedeți, ne-am pregătit, ne-am luat și halatele. Nu prea sunteți pregătiți din punctul meu de vedere. Adică? Nu se îmbracă așa acel halat. Da cum? Imediat îți arăt. Stai așa, stai să-ți arăt. Stai să-ți arăt despre ce. Și tu la fel ai luat așa? Nu, tu ai luat exact cum trebuie, perfect. Bine ai venit în echipa profesorului. Ce știință studiază poziționarea halatului? Se numește poziționarea halatistă. Poziționarea halatistă. Spooky, spune-ne ce facem astăzi până rubrica de modă se va fi încheiat. Eu știam că e joia. Uite, avem aici niște substanțe foarte interesante. Observați că ele sunt cumva asemănătoare, în afară de cele din partea stângă. E, aceste substanțe s-au rătăcit. Care e numele tău de familie, domnule? Cum? Care e numele dumneata de familie? Oțil. Perfect. E, așa cu aceste substanțe sunt rătăcite, trebuie să le aflăm familiile. Doamna Savant, ia spune-ne, care sunt familiile de obicei? Substanțele se împart așa, în baze. Așa. Acizi și zi. A treia nu știu, le știam pe-astea două. Și neutre, normal. Așa, neutre, bravo, bravo, bravo. Perfect. O substanță neutră este apa. Și nouă ne trebuie acum să aflăm cum putem să luăm aceste substanțe și să le găsim descoperim. Familia. Exact, să le găsim familia. Fie că e acid, fie că e bază. Le gustăm. No way, în never. În niciun caz. Never, găsim, never. Așa. No, exact. No. Mă rog, putem să le mirosim, dar te rog frumos. Mărunci de protecție, please. Ia să vedem, mărunci de protecție, domnilor savanți. Să știi că în perioada asta toată lumea poartă, nu numai savanții. Ar trebui să poarte. Așa. Exact. Și acum, vedeți, voi aveți acolo ceva mai complicat. Noi trebuie să facem un ce? Mai ții de cum se numește? Un ce? Indicativ sau un pozitiv? Un indicator. Indicator? Un indicator. Nici indicativ. Un indicator acidobazic. Ai luat turnesolul? Nu, n-am luat turnesolul. Domnule Savant, ai luat turnesolul cumva? L-am găsit, atunci, nu. Fenoftaleina? Nici asta, nu. Aole, da, metil oranj? Ah, păi și ce facem? Păi avem varză. Facem un indicator natural. Mult mai bine. Mult mai bine. Păi, da. La varză suntem specialiști. Da. Deci avem varză ca noastră, dantelă o facem. Deci, crede-mă pe cuvânt, spălăm la varză de atâția ani în frumoasă emisiune. Bine, nu? Exact. Și cum spune, că ești varză sau ești varză roșie indicator? Varză murată. Varză roșie indicator, bun. Clar. Câteva frunze, vă rog, domnule Savant, Dani, te rog să deschizi chestia aceasta. Și după ce faci chestia asta... Să ții microfonul mai aproape de gură. Uite așa, domnule. Ia să vedem, facem cu dumneata. Bravo, Dani, mai cu talent un pic. Așa. Asta-i. Dar noi nu mâncăm, să știți ce se întâmplă aici, domnilor savanți și doamnelor savanți care ne urmăriți. Ideea este că noi trebuie să extragem o substanță foarte interesantă din acea varză roșie. Ia să vedem, punem. E perfect. Și acum apă pură de izvor, vă rog frumos, înăuntru. Mai. Iată. Ia uite. Perfect, este perfect. Capacul și punem la blendat. Rapapapapam. Și o să iasă suc de varză. Exact, suc de varză, e foarte bine. Da, zici că suntem la dietă. Care este indicator natural pentru ce avem noi nevoie. Dai. Zici că roșeața aia... Doamna Savant, Ramona, vezi acolo, ai două strecurătoare. Vreau să le folosești pe amândouă. Să iei o bucată dintre aceasta de recipient și vreau să-mi scurgi tot. Dumneata, ce va trebui să faci? Hai să vedem. Dumneata, vezi că ești noi în echipă, trebuie să faci bine. Această substanță de varză roșie, dumneata va trebui să le identifici așa cum vor face și ei. Ia să vedem. Momentan, ambele amândouă. Așa? Exact. Strecurăm varza. Foarte bine. Ce obținem acolo? Acolo este o substanță foarte interesantă, naturală, care reacționează cu substanțele. Adică, o să vedeți. Știi că mie îmi place să vă țin așa puțin în suspans, să nu vă spun despre ce este vorba. Bun, deci am luat un pic de varză, trebuie să fie varză roșie. Varză roșie neapărat. Neapărat, ca să existe contrast. Și mai merge câteodată și cu anumite tipuri de struguri. Păi nu, că nu stricăm strugurii pe așa ceva. Perfect. Până reușim să facem vin din varză, zic să nu stricăm strugurii pe experimente. Și acum vreau să ne dați și nouă, vă rugăm frumos. Share. Okay. Perfect, ajunge. Bă, mă omori. Am crezut că ți-ai revenit pe vara asta, da. Ochelarii de protecție, vă rog. Da. Haide, domnule, folosește-ți ochelari de protecție. În cele ce urmează, vrem să demonstrăm că...
că putem să folosim acest indicator natural să determinăm substanțele. Dacă sunt acizi sau baze. Baze? Sau, baze? Sau dacă... Stai să vedem. Acizii capătă culoarea roșu, așa, roz și mov. Așa. Iar bazele verde, albastru și galben. Uai, Leo. Repetă, Ramona. Ce? Bazele ce culoare? Roșu, roz și... mov. Acizii. Shit. Păi da, acizii. Așa, da, e foarte bine. Și bazele? Albastru. RGB, hai. Eu mă uitam la listă că vrea să bea din paharul ăla. Da, hai, lasă. Am înțeles, am înțeles. Prima substanță, cea din partea aceasta. Și voi la fel. Pam, 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 pam. Adăugăm indicator natural. Cât puțin de tot, puțin, să vedem ce culoare capătă. Da, invers, domnule! Puțin de tot, puțin de tot, puțin de tot. Să vedem, pam, 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 wow. Mai pune, mai pune. Mai pune. Oh, perfect! Ce frumos! Băton! Mai. Avem o bucată de linguriță și amestecăm. Poți să amesteci un pic, da, ca să... Deci avem roz. Avem roz, deci ce avem aici? Acid. Un acid? Un acid! Bine să crezi că pui o substanță dintre aceasta, de exemplu, cum e Movalie, așa, da. Într-o substanță incoloră și iese roz. Ca să identifici... De acid familia sau bază. Substanței. Am exact. Înțeles. Mai departe, numărul 2. Stai așa, stai așa, ca să se vadă mai frumos. Toarnă. Un alt roz, un pic mai tot roz. Mai spre roșu, așa asta. Mai spre roșu, da. Da. Ah, e spre roșu, da. E deci avem aici o... Smeurică. O ce? Ah, e mai acid, da. Mai acid decât acidul, exact. Continuăm cu al treilea? Hai să vedem. Toarnă! Avem magenta deja aici. Asta e un fucsia. Ni s-au furat bazele. Magenta. Deci până acum în partea dreaptă să înțeleg că avem 3 ce? 3 acizi. Clar. Și acum ce avem? Să vă spun așa rapid. Aici avem... Aici. Aici avem... Aici avem oțet. Da. Le putem să mirosim. Aici avem sare de lămâie. Da, sare de lămâie și aici un suc acidulat. Exact. Și acidul în sine, acidul în sine nu se referă la bulele acelea, mai țin minte că am avut discuția, se referă la acidul citric de dinăuntru. Bun, trecem în partea numărul 4. Hai, te rog. Puțin primul pahar. Vezi că e o substanță albă. Pune. Peste care punem extract de varză. Ce culoare coaz, nu? Ce culoare frumoasă! Ia uite ce încântată e Ramona. E mișto nuanța asta, nu? Asta este o bază. Este o bază. A făcut niște chestii. Bază. Stai că acum și e tulbure. Spunem. Și vă spunem ce este. Uite, vezi? Lapte de capră. A voastră a rămas. Și numărul 5. Următoare, altă bază. Turnăm. Adăugăm peste un lichid incolor. Exact. Căcăniu. Nu, să spunem galben, da. Să-i spunem carcalete. La început ai văzut că ai căpătat culoarea verde și apoi imediat s-a transformat în galben. Problemă. Nu mi-a plăcut la școală. Deci că e suc de mere. E, aici avem altă stare de agregare. Exact. Domnule Savant, dumneata aici cu microfonul. Da. Îți dau o bucată de lingură. Da. Vreau să pui niște apă pură de izvor de la toaletă peste. Apă de izvor? Da, facem soluție. Clor de la baie. Dă. Amestecă. Gusto. Și avem apă cu sare acolo, nu? Nu e sare, nu e sare acolo, ce nu. Este o sare, dar nu sare de mâncare. O să vedem. Sare e odată. E, no. Odată de două ori. Păi e odată, e bună e bine? De mâncare. Mai... Era un bicarbonat ceva acolo. Ceva. Okay. Ceva. Cine știe. Bun. Acum, doamnă Savan Crista. Așa, hai ultimul, să vedem ce este. Stai, Crista, că n-ai mănuși, că ăsta e... Dă-mi cam eu. Ține-te-o ăsta. Aoleu. Uai, mămică, ce albastru. Aoleu, un albastru de voroneț. Băi, ce culoare. Albastru. Păi acum, hai, dați-ne ce rețeta, ce am avut aici. Opa! Aici am avut curățător de WC-ul. Cea mai frumoasă culoare. Da, am făcut soluție cu apă. Deci ce am avut aici? De cu apă. Soluție de curățat toaleta. Da. Aceea albicioasă, da? Exact. Aici am avut un lichid incolor și s-a transformat în carcaletele ăsta. Aici a fost clor. A fost clor. Da. Și prezența... Bicarbonat de sodiu. Asta. Și ăsta a fost bicarbonat de... Soluție de bicarbonat de sodiu. Ce culori faine am reușit să obțin. Zim ce substanță are varza asta în ea de substanța reacționează. Substanța în sine este un indicator natural similar cu turnesolul. Doar că, de exemplu, ia să vedem, unde mai avem apă. Aceasta spuneam noi că apa este substanță neutră și uite. Hai să vedem. Ridică-te-l frumos. Uite. Pur și simplu nu afectează. Nu se întâmplă absolut nimic. Dar
Dacă punem un acid, puțin de tot, ia să vezi cum fie imediat. Mamă! Se schimbă culoarea. Wow! Mamă! Ai pus un pic de oțet. Exact. Și s-a schimbat culoarea. Nu mai mirosi niciodată așa, măi omule, așa de la distanță. Este exact ca în televiziune. Că dacă nu poți să pui bază pe el, pui acid. Bravo. Știi? Se întâmplă chestia. Acum e o provocare. Puneți-vă ochelarii, vă rog. Da. Mare atenție, niciodată. E ochelarii. Aia urâtă. Deci dacă e cu ochelarii, e cu combinație. Voi fii atent că la noi în studio putem să facem orice, dar stăm la promenada și oamenii ăștia, pe bune, nu cred că ne lasă. Dacă iară bubuie ceva, dacă iară un proști pe aici. Ia. Niciodată nu e bine să amestecăm bază cu acid. Asta e clar. Dar Spooky, bineînțeles că asta vrea să fac. Exact. Avem o excepție de data aceasta. Ce ziceam că este oțetul? Acid. Un acid, foarte bine. Și detergentul ăla este o bază, nu? Bravo. Și bicarbonatul este o bază. Bază. Bine. Păi se vede că a fost cu noi în echipă. Domnule, ține aici. Bă, dar nu-mi fac. Bă, aici sunt prim. Băi. Vezi că e o priză aici. Am luat toate calculele înainte, am întrebat, mi s-au dat toate calculele. Așadar, vreau să torc. Hai! Du-te, bă, de aici! Ultima dată mi-a explodat ceva. Hai, Dani! Tot! Știință! Deci așa reacționează acidul cu baza, nu? Este o reacție chimică. Distractivă. Pe cine faci tu, mă, fricos? Uite ce ai pe tine. Mulțumesc că miroși a oțet. Aș vrea să nu mai miros a bețiv. Miroși a boască. Mulțumim Spooky, sper să mai fi primit la această emisiune. În acest moment. Chiar aici la Amol. Știința e distractivă, după cum vedeți, și trebuie să ne mai și asumăm diverse riscuri. Pe profesorii trăzniții găsiți la Neața în fiecare zi de vineri, dar îi găsiți și pe YouTube-ul lor, unde fac lucruri interesante chiar și pe perioada vacanței. Exact, am făcut o grămadă de experimente și intrați pe canalul profesorii trăzniți să vedeți ultimul experiment, care e super, super tare. Nu vă spunem despre ce este vorba, pentru că vreau să fiți curioși. Rămâneți curioși. Da, pe care probabil o să-l reproducem în studioul de la Neața. Vezi că ne facem studio nou, dacă îmi faci pe acolo dezastru ăsta, pe cuvântul meu, dacă nu rupem prietenia. Serie mare este numai vina mea. Da, bineînțeles. Și vouă vă place. Mă mir că îl mai suportă ceilalți profesori trăzniți. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la